prima zi s-a încheiat cu rezultatele pe care le vedem pe bord. Viteză medie 28 de km pe oră, consum 19,5 kWh la 100 de km, parcurs 123 de km. Parcursul a avut în jur de 80 de km urban și restul urban în București și restul limitrof, fără autostradă. Surpriza, dacă vreți, de fapt nici nu e corect spus surpriza, realitatea, am rulat la temperaturi exterioare între 10 grade și 5 grade, momentul la care filmăm acum seara, mă pregătesc să pun mașina la încărcat, sunt 5 grade, dar ziua au fost 10 grade, 9 grade, 8 grade, ceva de genul ăsta, vreme ploioasă, mașina a fost folosită cu toate sistemele active, deci nu am făcut, eu știu, economie la climatizare sau altceva și am plecat dintr-un range de 318 km. În momentul în care am luat mașina de la Citroen, avea range 318 fiind încălcată complet. Și asta spun că realitatea în condițiile astea, din range-ul de, vedeți că nu mai e range-ul de 318 în niciun caz, adică avem 80, un range teoretic, el poate varia. După cum vedeți, în momentul în care bateria tinde să se mai încălzească, mai crește cu câte 2-4 km pe acest interval. Ideea este că din 318 noi am făcut efectiv 123 și iată că mai avem 82. Deci ar fi undeva un 205 km reali în aceste condiții de temperatură și exploatare cu 22 de grade pe auto la climatizare și condusă mașina în modul normal, deci fără eco. O să descoperiți, la fel ca și mine, că se stă bine în EC4-ul ăsta. E suficient de spațios. Zgomot cam mare când încerci să-ți reglezi volanul. Nu te deranjează că nu reglezi volanul de 1000 de ori, dar așa ca stil, dacă vreți. Claxon puternic. Și scaunele Citroen Advance Comfort cu masaj, cu toate nebuniile. Asta, vreau să comentez chestia asta, că nu o înțeleg la... Adică o vedeam la o mașină, dacă aveai 600 de km autonomie, WLTP, da, ne pune pe ea toate alea, trapă și minune așa, dar când ești la limită cu autonomia și mai ales iarna, e de înțeles la drumuri scurte. Faci un drum scurt. Ia să vedem ce fac scaunelele astea ale noastre. Fac ceva, da. Ar trebui să facă și fără contact sau nu știam eu să fac. Da. Deci ce avem aici? Avem un scaun care se reglează manual. Lucru care îmi place. Adică mi se pare logic. Avem o mașină electrică, nu pui toate chestiile electrice în ea ca să îmi consume mie energie. Însă, doar în față și în spate se reglează manual, în rest este electric. Avem aici reglaj de spătar electric. Deci, nu mă înțelegeți greșit. Îmi place chestia asta, dar nu prea are logică cu autonomia. Da? Și uitați ce frumos ridică scaunul, destul de repede. Eu nu sunt fan al scaunelor cu reglaj electric, mi se pare că se mișcă foarte încet după gustul meu. Și ați observat acum exact ce spuneam mai devreme. Asta e poziția de minim. Deci ia uitați-vă ce spațiu este aici, da? E super spațiu. O să revin în poziția mea de condus aproximativ. Remarcam mai devreme că mi se opresc astea, deci are o protecție și... Deci mergi un pic cu el așa, dar pe urmă se oprește.
Scaunele nu prea au suport lateral. Au un pic, se vede aici, dar ele sunt pentru confort, nu trebuie. Eu am mers cu mașina destul de tare și nu ai nicio problemă. Nu e genul de mașină care să o pui în niște situații în care să sari tu din scaun. Nu este. Cu toate că se poate merge foarte dinamic cu ea. Vă spun sincer că în afară de autonomie și 2-3 chestii mărunte, mie mașina asta îmi place foarte mult și ca atare e clar că o să o recomand cu căldură. Și locurile din spate. Surpriză, am fost surprins de cât spațiu este în spate, că nu pare la prima vedere. Dar uitați-vă, ăsta e scaunul șoferului în poziția mea de condus. Și aici la pasager probabil că mai merge un pic în spate, dar l-am lăsat. Eregește. Se stă în față. Nu ating, ia uitați, 3 degete până. Și e și lăsat pe spate, da? Se vede, adică nu e lăsat așa cum stă cineva pe super relaxare. Eu am 1,73 înălțime, ca să o faceți o idee. Deci am cam 4 degete până sus. Eu zic că în zona de 1,85 stai bine în spate, n-ar trebui să fie probleme. Singura chestie care nu-mi place, dar bănuiesc că vine din sistemul de rigidizare al platformei sau nu știu, avem un tunel median destul de important, dar se poate pentru că spațiul ăsta e mare. Gândiți-vă că am prezentat mașina care până aici era, nu puteai să treci, trebuia să faci piciorul așa ca să poți să treci. E, aici poți să ieși din mașină pe oricare parte fără să te încurce, doar că dacă stai pe mijloc nu o să poți sta confortabil decât având luând tunelul ăla între picioare, cum se zice. Avem guri de aer pentru locurile din spate, mufe USB, una Type-C și una USB normală. Calitate bună a materialelor din interior, plasticul este... nu are senzația aia de utilitar, adică e un plastic decent. Una peste alta, interesantă mașina. Și bancheta e la fel confortabilă, pare bine făcută, bine cusă, n-am ce să comentez. Văd că am lumini cu LED și în față și în spate, plafoniere. Ai tot ce trebuie, tot ce trebuie. Să zicem că dacă am căuta să fim cârcotași, domne, n-are, nu știu ce, suportul de pahare, și suportul de pahare, că ai aici o cotieră, da? Ia uitați ce frumos, adică în echiparea asta, acum știți părerea mea, dacă prețul vi se pare mare, nu trebuie să luați neapărat un shine, vă uitați la altceva, mai puneți una alta pe aia, nu trebuie neapărat head-up display și mai știu ce minuni și scaune cu reglaj electric, ca mașina să fie confortabilă. Poziția de contact, dacă vreți, pentru acest Citroen. Piciorul pe frână, butonul se ține apăsat mai mult și avem ready, adică mașina e gata de pornire. Cam așa arată bordul, super simplificat. Pe maneta de ștergătoare există un buton pe care îl apeși și face chestia asta, deci un computer de bord cu 3 poziții. Consum mediu în kWh la 100 de kilometri, trip 1, trip 2. După cum vedeți, fiind resetat de noi, sunt aceleași valori. Ce avem acum? 197 de kilometri parcurși cu 2 încărcări, iar range-ul pe care îl vedeți acum s-a făcut cu mașina încărcată la full. A stat azi noapte la încărcat și dimineață afișa un range de 294 de kilometri
cu bateria la 99% și cu preîncălzire, adică la momentul în care încărcarea s-a terminat, mașina a pornit încălzirea, am găsit-o încălzită tot ce trebuie. Am plecat cu ea, am făcut până la platou aici undeva la 11 km aproximativ și înainte să ne apucăm să filmăm treaba asta, aveam 286 de kilometri range. Deci din 294, condusă frumos, a scăzut doar la 286. Însă în momentul în care am oprit-o și am repornit-o, vedem 272. Este unul din punctele mai puțin plăcute la această platformă făcută de Vitesco, pe care o găsim pe multe mașini, de la Opel Mokka, acest Citroen, pe Peugeot 2008 sau pe 208 și pe modelele mici, Corsa și așa mai departe, e aceeași platformă aceasta de 100 de kW. Povestea la ea este, sau ce nu-mi place mie, această lipsă de consistență în raportarea range-ului, în raportarea autonomiei. Dacă luăm spre comparație un model, n-am ce să fac, trebuie să mă duc la Hyundai Kia, care până la urmă dau palme și către Tesla și li s-a cam înroșit fața celor de la Tesla. Nu ai cum să vezi la un Kona electric sau la un Ioniq sau la, ziceți voi, la Niro, la o mașină, la Soul, așa mai departe, ce vezi aia primești. Deci dacă îți scrie pe bord 300 de kilometri range, păi îi faci 300 de kilometri aia. Da? Nu am înțeles niciodată cum funcționează. Mi-a explicat cineva de la Citroen, mă rog, de la Peugeot la momentul respectiv, domne, așa că ține cont de ultima călătorie, care, adică dacă a venit unul de la munte la vale și așa, el îți arată un range estimativ mai mare. În schimb, dacă a stat în oraș și s-a chinuit mai mult sau nu știu, a forjat-o, îți arată un range mai mare. Păi nu vă supărați, ce legătură are una cu alta? Pe mine mă interesează să-mi spui un range, în momentul în care am încărcat bateria la full, nu mă interesează să-mi spui un range cum a mers mama aia săptămâna trecută. Nu, nu mă interesează. Mă interesează să-mi spui ce pot eu să fac cu această mașină condusă în condițiile de climă, că mașina știe și asta, da? Știe ce temperatură este afară, în condițiile de climă de acum și la un stil de conducere predefinit. Da? Adică ce înseamnă predefinit? Nu cum conduce fiecare, cu multe ai cap, că dacă ești tu țăcănit și o forjezi, faci 100 de kilometri range și dacă ești mamaia, faci 300. Nu. Deci asta este una dintre chestiunile pe care nu le agrez la sistemul ăsta de la Vitesco. Acest gen de raportare total haotic. Deci nu ai nicio, nu e prima mașină pe care o conduc cu sistemul ăsta. Inclusiv cu mașina asta am mai făcut 700 de kilometri în vară. Și am fost total surprins că nu poți să faci niciun fel de anticipare. Deci te poți, am venit cu ea de la munte și am făcut 300 și ceva de kilometri, nu venea să crezi și am zis, uite băi frate, ce range a făcut mașina, fantastic, dar neașteptat pentru mine. Și în același timp, a doua zi te trezești că faci 180 sau o chestie de genul ăsta. Deci nu-mi place treaba asta. Asta e unul dintre marile minusuri pe care le găsesc eu acestui Citroen. O să vă arăt și pozițiile cutiei cu D și varianta cu brake, care încearcă să acest B încearcă să simuleze, dacă vreți, conducerea de tip one pedal, dar nu e un one pedal total, pentru că nu poți frâna până la zero decât cu ajutorul frânei de picior, cu frâna de serviciu. Dar ce oferă? Oferă de fapt un alt nivel de recuperare a energiei la frânarea inerțială, mă rog. Povestea frumoasă este că, fiind pe buton, îți permite cumva, într-o anumită măsură, nu atât de bine ca la Kia Hyundai. Asta e, îmi pare rău că revin tot la ei, unde ai padele la volan și unde poți pur și simplu să
conduci mașina aia cum vrei tu, oricare din ele ar fi. E, în schimb și aici poți să o conduci, că dacă ții mâna pe consola centrală inferioară în zona butonului B și D, poți să faci tranziții între modurile drive și B, apăsând butonul B. Când apeși butonul B, recuperează mai mult și frânarea este mai mare, mașina încetinește mai rapid, mai apeși o dată butonul, ai un drive unde recuperarea este mai puțină, dar rularea inerțială, distanța este mai mare. Și oscilând între modurile astea, poți să recuperezi mai multă energie raportat la situațiile de trafic respective. Deci te poți adapta mai bine la situațiile de trafic. Dar nu perfect. Nu o poți face cum o poți face la un Hyundai Kia sau la un Mustang Mach-E. N-ai cum. Avem și poziție de neutru, după cum se vede. Mersul înapoi, unde se activează și camerele, o să le filmăm și pe astea. Și mai există un buton pentru parcare, P-ul. Da? Ce îmi place la acest Citroen? Îmi place că măcar la zona asta de display e destul de simplificată. Deci nu ai o grămadă de meniuri, nu ai o grămadă de chestii. Restul de detalii sunt pe display-ul mare. Ce părere mi-a lăsat mie mașina? Deja am 1000 de kilometri cu ea în total și pot să spun că mi-a plăcut foarte mult. Deci ca experiență generală, mașina e deosebită. Dar sigur, trebuie să o și criticăm un pic și nu o să pierd acest prilej pe parcursul filmărilor. Are un interior interesant, însă sobru. Neașteptat de sobru pentru cum arată mașina la exterior. Are un design interesant, modern, este cumva în zona de concurență, chiar dacă e mai mică un pic ca dimensiuni, cu Arkana, cu CHR și cu alte modele care vor apărea, despre care vom vorbi în lunile următoare, de fapt. Și așteptam. Bun, nu mă deranjează faptul că interiorul e din plastic. Acum să fim serioși, la majoritatea mașinilor de acest gen, interiorul este o mare de plastic. În diverse forme, sunt în general materiale artificiale, nu găsești, eu știu, piele naturală sau mai știu ce minuni. Și, deci, rezonabil fiind, nu mi se pare că bordul este groaznic sau, nu știu, n-aș putea să... Nu, mie place bordul, e decent. Un pic aș fi vrut o inserție de ceva. Avem pe portiere niște inserții albastre cu un design deosebit. Aș fi vrut să văd și pe aici pe undeva, nu știu, capacul ăsta sau ceva să fi fost făcut altă culoare, să fie un pic mai vesel. Nu este atât de trist ca la un Kona, de exemplu. Nu mi se pare. Mai ai totuși niște linii cromate. E designul care e un pic deosebit, deci e un pic atipic. Și asta îl mai salvează. Dar, în esență, pentru ce este mașina asta, mai ales în varianta electrică, aș fi vrut un pic de veselie la interior. Veselie cu ghilimelele de rigoare. Îmi place volanul. Decent. Comenzile sunt relativ ergonomice pe el. Este genul de mașină, așa cum am spus de altfel și la Peugeot e 2008, care face o tranziție extrem de lină între un sistem de tip IC și acest sistem electrificat. Pentru un șofer obișnuit, să zicem, nu neapărat un fan al vehiculelor, ci un om care vrea să conducă, tranziția este foarte ușoară. Deci vine în această mașină, găsește un volan rotund așa cum au majoritatea mașinilor, găsește niște manete așa cum au majoritatea mașinilor, găsește o climatizare așa cum are orice mașină modernă, unul, două display-uri le avem. Singura chestiune care ar putea să fie o noutate ar fi zona inferioară,
unde avem pe consola centrală o comandă de tip shift by wire, da? Deci avem, dacă la alte mașini aveam un buton rotativ, altele sunt pur și simplu cu butoane. Vedem că și aici există P-ul și B-ul sub formă de buton, însă tranziția între trepte se face prin acest comutator. Sigur, necesită un pic de obișnuință și chestia asta. Iar aici mai avem un buton, un drive mode, în care putem selecta sport, normal, care este modul implicit, și eco, un mod pe care o să-l folosim mai mult vara, pentru că iarna bagă frig, din păcate. Este un alt, să spunem, neajuns al acestui EC4. Dar și am remarcat asta încă de la primul contact cu mașina din vară, când am fost cu ea la un fel de competiție din asta de mașini electrice, Best Electric Car, pentru cine știe și vrea să urmărească. Sigur, un concurs care a fost mai mult educativ pentru noi, cei care am participat. Nu ne-a interesat atât de mult să scoatem o mașină câștigătoare sau nu, mai ales că, fiind relativ puține mașini electrice la momentul respectiv, acum sunt mult mai multe în timp ce filmăm noi aceste C4, era destul de greu să le poziționez pe clase și o să fie foarte greu să poziționezi pe clase mașinile la genul ăsta de manifestări, pentru că uneori nici nu se formează o clasă. Și la concursul respectiv, mașina asta a obținut ultimul loc. Eu am venit cu ea la, adică eu am adus-o de la București la concurs și am plecat cu ea de la concurs la București. Și pentru mine a fost nu o dezamăgire, a fost, mi s-a părut o nedreptate, nici n-aveai cum altfel, pentru că na, erau BMW, Mercedes, Kia și așa mai departe. Nu poți să bați Kia Niro cu EC4 niciodată, n-aveai cum, adică. Dar eu, care avusesem experiența cu mașina de 300 și ceva de kilometri la dus, 300 și ceva de kilometri la întors, am considerat o nedreptate, pentru că mașina nu m-a supărat cu nimic, mai mult m-a supărat cu iarna decât atunci. Deci atunci mi s-a părut absolut fantastică mașina și am considerat că cumva cine a văzut clasamentul a zis, a, bă, Citroenul pe ultimul loc, un jaf. Na. Nu e adevărat, deci mașina este superbă, cu anumite lucruri pe care ca întotdeauna o să le scot în evidență dacă nu îmi plac. Dar unde voiam să ajung de fapt cu această idee și de ce spuneam despre Best Electric Car? Că acel sentiment că mașina a fost cumva pe nedrept sau a fost nerecunoscută ca ce este ea în realitate, mi s-a menținut și acum. Deci în momentul în care am pus pozele pe Facebook cu acest Citroen EC4, lumea a comentat că, domne, de la Multipla n-am mai văzut o mașină așa urâtă. Nu e adevărat. Deci nu este adevărat. Stă mașina în curte la mine de câteva zile, o urmăresc, o văd, poți să zici ceva de față, că poate nu-ți place, că e o chestie de gust, că gusturile nu se discută până la urmă. Dar spatele și linia, lateralul și interiorul și așa sunt frumoase, adică după orice, bun, oricât de diferiți am fi, mașina asta nu e atât de diferită încât să spui că este urâtă. În plus, și aici voiam să ajung de fapt, interiorul este unul dintre cele mai interesante din segment și oferă niște chestii pe care alții nu le oferă. O să fac așa o selecție, dacă vreți. Avem în primul rând Citroen Connected Cam, camera de bord care filmează în exterior. Deci, lucru pe care tu, ca și cumpărător, te duci și ți-l cumperi de obicei aftermarket. Îți iei de pe AliExpress sau de pe, ziceți voi, Banggood, Amazon, eBay, îți cauți o cameră bună de bord. Uite că Citroenul are o cameră integrată, o are, o oferă, da? Pe urmă ai un suport de tabletă integrat în bord, foarte interesant și, sigur, util cuiva care folosește chestia asta. Deci cineva care zi de zi stă în mașină foarte mult și are nevoie să lucreze pe tabletă, da? Sau ești, cum să spun eu, lucrezi la o firmă la care cineva conduce și tu în timpul ăla toată ziua faci, nu știu, livrări, comenzi, habar n-am, și folosești o tabletă. În momentul ăla, ce oferă EC4, de fapt, putem spune generic Citroen C4, este
Este ceva ce nu găsești la concurență. Pe urmă, la fel, la interior o să vedem că există niște torpedouri care se deschid cumva singure, există un pad care are un compartiment fals foarte interesant, adică dacă nu ești atent nici nu-l vezi, pot să vi-l arăt chiar acum. Ne uităm aici pe consola centrală inferioară și ce vedem? Un loc unde să punem, hai să zicem, un telefon, da? Îl punem aici. O să-l iau și o să-l pun sus unde avem un opțional, de data asta nu e standard pe mașină, e opțiune, un pad de încărcare wireless. Dar jos, unde e suportul ăsta pe care mă prefac că îl ignor, ia uitați, de sub e un compartiment unde poți să-ți lași niște chestii, nu știu ce, importante sau nu, dar pentru cineva care nu știe, deci la prima vedere când ai venit și te uiți la mașina asta, nu te gândești că de desubt este ceva. Și iată, este, da? Este un compartiment. Foarte interesant. Pe urmă, dacă mergem în continuare pe consola centrală inferioară, vedem că s-a reușit inclusiv mascarea acestor suporturi de pahare cu un rulou care arată, e cauciucat, sigur s-a zgâriat, îl vedeți că mașina are 7000 ceva de kilometri, putem vedea și cum se uzează anumite elemente de bord. Din ce văd eu, adică dacă mașina ar fi curățată acum impecabil, în afară de niște micro zgârieturi pe această zonă cauciucată, interiorul arată în continuare de mașină nouă. Deci nu am văzut semne de uzură sau lucruri anormale. Ba mai mult, cumva dacă vreți neobișnuit pentru un Citroen, nu are nici zgomote neplăcute, greierași. Ori fi, ori apărea mai târziu, habar n-am, că na, dacă intrăm pe forumul și citim, domne, scârțe, toate alea și bine, nu la EC4, vorbesc de Citroen în general. Și cu toate astea, mie nu mi-a scârțit nimic în mașina asta, nu m-a deranjat cu nimic, iar confortul este absolut uluitor. Și de asta spun că este o mașină, așa cum am spus și la altele, consider că acest EC4 merită această descriere, este o mașină mult subapreciată. Oamenii se uită, văd că e 40 ceva de mii varianta asta cu opțiuni, așa și 40 de mii pe un Citroen, niciodată nu o să dau banii ăștia, nu merită sau nu se merită pentru analfabeți. Și părerea mea asta este că dacă stai un pic și o judeci și vezi că din 40 și ceva de mii de euro poți să dai jos 10 mii chestiile alea cu program, fondul de mediu sau ce e acolo. Deci ai acest incentiv pentru mașini electrice care este la ora actuală cel mai mare din Europa. Poți să dai jos 10.000 de euro din preț. Ei, la 31.000 de euro vorbim de un conglomerat de tehnologie destul de interesant, cu plusurile și minusurile sale. Însă, în materie de ergonomie a interiorului și spirit practic, mașina este neașteptat de interesant. Adică nu am găsit ceva să comentez negativ, să spun mi-ar fi plăcut să aibă așa sau pe dincolo. A, bun, avem head-up display, puteau să renunțe la el, nu știu, mă rog, sau dacă vă configurați o mașină de asta, poate, nu știu, head-up display-ul, nici n-am fost atent la lista de opțiuni dacă e opțional sau nu, bănuiesc că e opțional, sau face parte dintr-un pachet, după părerea mea, eu am rulat cu el închis și sunt multe chestii despre care o să mai discutăm în concluzie care la mașina asta și nu numai la mașina asta cu aplicabilitate generică la modele electrice moderne ar trebui să fie cumva modificate și constructorii, dacă se mai uită și la ce mai vorbesc eu, am văzut că am intrat un pic în umbră, poate vor ține cont și de aceste păreri. Că sunt lucruri care trebuie să fie în concordanță cu ceea ce trebuie să fie această mașină. Ar trebui să avem un coeficient aerodinamic declarat, pentru că mașina cu siguranță are o aerodinamică superioară. Citroenul a fost întotdeauna un promotor al aerodinamicii. Vreau să văd valori, să mi se spună. Citroen EC4 are 0, nu știu, 31, 0,29 sau cât are, da? Pentru că este un indicator al eficienței. Nu poți să faci un vehicul electrificat și să nu vii cu acești indicatori ai eficienței, dacă vreți, native. Degeaba, adică
iară mă duc în comparații cu E2008 sau cu Moca și așa mai departe. O să vedem că luate și puse una lângă alta, acest EC4 este cumva ca eficiență, hai să nu spune ca eficiență, ca autonomie este cumva cu 8% mai bun decât decât un E2008 și undeva cu 11% aproximativ mai bun decât Moca aceeași versiune. Deci cum se poate chestia asta? Dacă platforma, bateria, grupul motopropulsor, să-i spunem, sunt identice. De unde vine diferența asta? Păi e simplu. Din aerodinamică și din greutate. Da? Sigur că EC4 fiind un hatchback înălțat, te duce în zona de gardă la sol ceva mai redusă. El este perceput ca un crossover. Îl comparăm cu Toyota CHR, îl comparăm cu Renault Arkana. Că vrem, că putem și că pentru un cumpărător este o comparație care se va face. Dar în esență el este un hatchback ușor ridicat. Garda la sol nu este comparabilă cu Arkana sau cu alte modele pe care le denumim generic crossovere. Și acest lucru aduce un avantaj aerodinamic. Și de aici diferența, da? Deci o mașină care are același grup motopropulsor, aceeași baterie, este mai eficientă. Și vreau să văd aceste chestii scrise. Citroenul să spună, da, domne, pentru asta, pentru asta și pentru asta, mașina e mai eficientă decât Moca, decât aia, care sunt tot ale noastre. Nu e ca și cum, ce să comparăm, nu știu, Hyundai cu Citroen. Nu. Vorbim de produse făcute de noi, de Vitesco. O să mai m-auziți cu Vitesco, pentru că am un motiv special pentru care aruncă această denumire, că producătorul grupului motopropulsor, deci motor electric, cutie, baterie, este grupul Vitesco, desprins din Continental. A sosit momentul să facem și un mic anunț, sau dacă vreți o mică reclamă. Știți că noi de mai bine de 13 ani, cred că suntem împreună cu unul din marile branduri sau unele din marile branduri de cuțite, multituluri și chestii de gen, respectiv Letterman, care i-a dus în România de prietenii noștri de la AGCO Maxim. Îi găsiți pe agcomaxim.eu sau, pentru că vorbim de Letterman, îi găsiți pe letterman.ro. Aveți și un cod de reducere, Turații 15, o să îl aveți și în descrierea acestui film oricum. Și ei mi-au trimis această jucărie, că vine luna cadourilor și o să râdeți, deși are o calitate foarte bună, nu are un preț mare, e chiar o chestie super ok pentru un cadou. Deci este un fel de mini multitool care se cheamă Squirt PS4. Nu vă gândiți la prostii, știu la ce vă gândiți voi. Și chiar dacă este atât de mic, da, uitați-o cât de mic este. Este cât butonul ăsta, aproape cât butonul ăsta de drive mode. Știe să facă multe chestii, anume, avem acest patent. Este și e spring loaded, cum se zice, deci are un fel de arc piesa asta de metal de aici care permite deschiderea asistată și mai are mai multe funcții, un ineluș din ăsta din care îl agăți, niște mini șurubelnițe. Asta e una dintre ele. Hai să mai vedem ce mai are pe aici. Încă o șurubelniță dreaptă. Are o mini forfecuță. Tot spring loaded, o vedeți. Chestia asta de metal face funcția de revenire.
și pe partea asta avem o microlamă. Este un multitool bun și pentru copii, pentru că pot învăța să folosească un cuțit fără să fie în pericol atât de mare cum se întâmplă cu o unealtă mai mare sau cu un cuțit full size. Aici avem o pilă. Da, sigur, ea merge și la unghii, dar și la chestii mai serioase, pentru că materialul nu este neapărat unul de duzină, este o... altfel n-aș face reclamă eu. Eu nu fac reclamă decât produselor în care cred. Și eu zic că e un excelent cadou. Folosiți cu încredere codul Turații 15. Vă asigur o reducere de 15%, nu doar la acest Letterman, la orice produs de pe site. Introduceți codul în momentul în care faceți comandă online. Introduceți codul direct în aplicație, acolo la... vă întreabă, aveți vreun cod de reducere sau ceva, și voi puneți Turații 15, sau dacă nu faceți comandă online, vreți să, mă rog, sunați sau ceva, puteți să le spuneți că aveți codul ăsta Turații 15 și vă vor oferi o reducere de 15%. Final, ziua a doua, viteză medie, consum mediu și parcursul total, atenție, deci vorbim de parcursul total. Atât am făcut de când am luat mașina de la Citroen, 181 de kilometri, și practic suntem la a doua încărcare. Ca să avem un status al primei încărcări, cât a stat mașina la noi încărcată în prima zi, am avut un range dimineață afișat de 334 de kilometri, care a dispărut imediat după 2 kilometri focus cu mașina. S-a dus undeva în 282 și după restul de kilometri pe care îl vedeți pe bord și îl puteți calcula, mai avem 116 km range. Deci, din ce văd eu, la temperatura exterioară de toată ziua de astăzi a fost cam 6 grade și în momentul ăsta avem 2 grade. Deci vorbim de vreme de iarnă. Părerea mea e că scade, n-aș zice la jumătate față de experiența mea cu mașina vara, dar o treime se duce direct din două motive. Unu, folosire normală pentru o mașină obișnuită a climatizării, deci funcția de încălzire, și în același timp sistemul care își încălzește bateria o aduce la o temperatură optimă pentru funcționare, consumă destul de mult la debut. De câte ori plecăm cu mașina dimineața, consumul în primii, nu știu, să spunem 1-2 km cât durează până se încălzește bateria mare a mașinii, consumul stă de obicei și la 50 sau 40 de kWh la 100 de kilometri. Deci acolo se pierde multă energie. Sigur, nu vă gândiți că și noi folosim, adică în momentul în care plec dimineața, o preîncălzesc și așa mai departe, dar încărcată la o priză normală, deci vorbim de o priză de 220, nu se încarcă atât de rapid. Noi am pus-o aseară la încărcat la ora 9 seara și am scos-o undeva la ora 10 dimineața, deci practic a stat un număr bun de ore și încărcarea a fost de 88%. Și de asta m-am mirat că range-ul inițial, deci când am deschis mașina, ne-a arătat 334 de kilometri cu 88% range. Cu 88%, pardon, nu range, 88% starea de încărcare a bateriei. Dar e clar că, așa cum am observat și la Peugeot 2008 varianta electrică, este destul de ciudat sistemul și nu este deloc în timp real ce se întâmplă. Depinde de prea mulți factori. Acum o să o punem practic la starea pe care o vedeți, o punem la a doua încărcare. Probabil că este ora acum 8 fără 20 seara și va fi încărcată tot așa până dimineață, ora 9, 9 jumate, 10, depinde când o luăm noi din loc pentru filmări.